Consider că este un eveniment pentru muzeele din România, nu numai Muzeul Literaturii. Nu cred că există muzee care să aibă un audioghid în limba spaniolă. Nu știu să există. În general, sunt audioghiduri în engleză. S-a uitat și franceză, deși în România ar trebui să fie mai mult franceză. Noi avem și în franceză, și în engleză, și în spaniolă, acum. Și pregătim și germană. Bucuria mea a fost mare când am auzit că interpretarea va aparținut. Pentru că și la celelalte, la engleză și franceză, am mers pe ideea de a utiliza, de a căuta nativ. Chiar inițial, când am făcut cel în franceză, l-am rugat pe Matei Vișniec, care scrie și în română și în franceză. Și Matei a zis că mai bine luăm nativ. Și am folosit... De ce? Pentru că, sigur, acest audioghid este destinat vizitatorilor de limbă spaniolă, în cazul acesta. Pe care sperăm să-i atragem și să-i ținem aici și să-i aducem aici. Și de asemenea, când avem, și știți bine că avem mulți invitați, mulți musafiri, poeți în special, din Spania, cu atât mai mult vor putea să aibă o experiență personală. Pentru că audioghidul este tocmai în ideea aceasta creat, să ai propria ta experiență de vizitare. Mă bucur că ați participat la acest și ne-ați ajutat la această realizare. Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, Joan. En nombre del Instituto Cervantes es un placer darles las gracias por haber podido contar con nosotros como institución para esta primera audioguía en español y precisamente en el Museo de la Literatura Romana. Bună ziua, domnule director, stimați invitați din partea Institutului Conservat, vreau să vă transmit că este o onoare pentru noi, ca instituție, să putem participa în istoria acestui amuzeu. Creo que la idea es excelente por muchas razones. La primera es porque todos sabemos la estrecha conexión que hay en estos momentos a nivel humano entre España y Rumanía. Cred că ideea este excelentă pentru că toți știm legătura strânsă care există la nivel uman între România și Spania. Yo lo repito muchas veces en el tiempo que llevo aquí, pero todos ustedes saben que en Rumanía y en España hay viviendo más de un millón de rumanos que trabajan y están perfectamente integrados con la sociedad española. Eu repet lucrul ăsta, doctorul și spune că în Spania trăiesc un milion de români, mai mult de un milion de români care sunt pe muncesc, trăiesc acolo și perfect integrați în societatea spaniolă. Este es pues un esfuerzo interesante y encomiable que vuelve a poner de relación las excelentes relaciones que tenemos entre ambos países. Așadar că este un efort de laudat. No solamente entre nuestros dos países, sino con todo el continente americano, que saben que es nuestra fuente de inspiración y nuestra fuente de desarrollo de la lengua española. Quiero darle las gracias, pues, por habernos incluido en este proyecto. Espero que no sea el último dentro de
la vida museística del país. Desde el Instituto Cervantes estaremos siempre dispuestos a colaborar. Vreau să vă mulțumesc că ne-ați inclus în acest proiect și sper că nu este ultima inițiativă de acest gen în piața museistică a acestei țări și în mod special a acestui lucru. Ya quiero darle las gracias también a mi compañero Rafael Pisot, que es el que ha traducido los textos. Quiero darle las gracias a Gabriela por su apoyo durante el proceso de grabación, porque para mí ha sido una experiencia interesante, insólita, y además me ha hecho recordar tiempos de mi pasada juventud. Vreau să mulțumesc lui Rafael Pisot, care a făcut traducerea, Gabrielei, care ne-a ajutat foarte mult. Iar pentru mine a fost o experiență insolită, interesantă și mi-a adus aminte de tinerețe. Mulțumesc. Oricum, intenția noastră, și sper să o realizăm până la sfârșitul anului, noi avem niște tururi virtuale care sunt acum mute, dar vrem să le facem tururile și cu vorbirea. Așa încât cu acordul nostru o să vă folosim vocea și acolo. Și vă spun de ce, pentru că aceste tururi dintr-o relație pe care o avem ca muzeu cu zone defavorizate, vorbesc de Nevăzător, de pildă. Ar fi o posibilitate să viziteze chiar virtual muzeul. Dar, de ce nu, și pentru cei care sunt la departare și și prin grija Gabrielei în America Latină avem avem mulți prin grija Gabrielei și a lui Dinu Flămând avem o plajă mare de interes. Sí, no hay que olvidar que según mis datos, la colonia hispanohablante en Rumanía en general y en Bucarest en especial está aumentando y además es una comunidad estable. Por no decir que de hace unos años a esta parte, Rumanía es un punto turístico de interés para los españoles. Cada vez hay más. Ha sido un descubrimiento. Este în București, în Rumania, în București, există o comunitate de vorbitori de spaniol stabilă și în continuă creștere și, pe de altă parte, și turismul acestor persoane vorbitori de spaniol crește. Da. Eu vă mulțumesc mult și sperăm că acest loc al Muzeului Literaturii Române să considerați și un muzeu al literaturii spaniole și evenimentele, deși aveți o casă frumoasă, Institutul Cervantes, când aveți evenimente, le găzduim cu mare drag și aici. Și eventual, de ce nu, venim noi cu, și cu alte evenimente la noastră. Poate chiar în timpul festivalului de poezie din septembrie. Será un placer. Ya sabes que hemos colaborado desde hace tiempo con el museo. Tenemos una biblioteca estupenda en el Instituto Cervantes que está a disposición del museo. Y además, este año entregamos el tercer premio de traducción de español al rumano, a la mejor traducción del año anterior. Lo entregamos la semana que viene en el Teatro de Ones, un premio que otorga la revista Observator Cultural, pero que patrocina el Instituto Cervantes, y bueno, creo que el Museo de la Literatura Rumana tiene algo que ver ahí, porque estamos premiando el trabajo de los rumanos sobre literatura española. Es una cosa interesante. Am avut multe lucruri în comun în Museul dumneavoastră,
Bineînțeles, festivalul de poezie din septembrie ne interesează. Invit pe cei care sunt interesați la biblioteca Isidore Cervantes, care este foarte bogată și poate să ne interesează. De asemenea, acum în câteva săptămâni se va oferi premiul pentru cea mai bună traducere făcută anul trecut. Este o premiere care se organizează de către Observatorul Culturii. Marți. Marți. Domnule director, vă mulțumesc încă o dată. Și sper că vizitatorii muzeului se bucură de acest audio.